Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Dacă nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube AstroSense, te invit să apeși acolo pe subscribe sau abonează-te în limba română și pe clopoțel. Să fii notificat sau să vezi când am mai urcat o emisiune pe acest canal. Pe canalul acesta doar emisiunile de astrologie sunt, să știi, sau emisiunile în care eu am invitații, interviuri. Chiar am postat recent pe canalul nostru, sau poate chiar odată cu această emisiune, două interviuri cu Alexandru Păunescu, unul dintre cei mai tineri astrologi din România. Este și licențiat în psihologie. Am vorbit despre două teme de interes, mai ales pentru cei care sunt părinți și care mi-au cerut atunci când am făcut un chestionar legat de ce v-ați dori să vedeți în emisiunile mele, mi-au cerut mai multe detalii despre relația părinte-copil. Iar Alexandru ne-a vorbit despre vârstele planetare, dar, conform lui Ptolemeu, noi suntem guvernați în anumite perioade ale vieții de câte o planetă. Ca de exemplu, pot să spun că între 0-3 ani suntem guvernați de Lună și pomul de Mercur și pomul de Venus și Soare și Marte, tot așa. Uite-te la acea emisiune, vârstele planetare, și Alexandru ne-a mai vorbit și despre afectivitate. Pentru că el, având și o diplomă de psiholog, a știut să ne facă o combinare între psihologie și astrologie legat de tot ce înseamnă atașament, de relația pe care o avem cu mama sau de modul în care învățăm să simțim când suntem mici, de tot ce înseamnă afecțiune. Deci te invit să cauți cele două emisiuni, să te uiți la ele și să aduți aminte că mi-ai cerut multă astropsihologie și am început să-ți ofer astropsihologie, ți-le îmbin, deci trebuie să te uiți la ele. Despre ce vorbim în cadrul acestei emisiuni? Este o emisiune în care mi-am propus să aduc o nouă perspectivă asupra ascendentului. Pentru că se vorbește foarte mult despre ascendent și lumea este așa puțin în ceață. Sunt tot felul de mituri legate de ascendent, nu știe nimeni ce este ascendentul. Se poate explica, nu se poate explica, însă în urma studiului meu de-a lungul timpului, în urma practicii, am ajuns la câteva concluzii legate de acest punct destul de important în astrogama noastră. Dacă aș putea spune că există Sfânta Treime în astrologie, există o emisiune despre celula de bază a astrologiei în care vorbesc despre cât de important e să știm soarele care reprezintă nucleul, luna care reprezintă citoplasma și ascendentul care reprezintă învelișul celulei, peretele acela celular de care povestim. Și acum să discutăm despre acest ascendent, pentru că mulți știți ce înseamnă, mulți nu știți ce înseamnă, mulți citiți mituri, sunt multe articole, sunt multe percepții, însă am zis hai să vin și cu propria perspectivă, că am ceva ani în spate și încep din ce în ce mai mult să-mi o demonstrez. Atunci când vorbim despre ascendent, gândiți-vă așa. Ascendentul este zodia care se află la orizontul estic în momentul nașterii noastre. Dar trebuie să știm unde ne naștem. Trebuie să știm dacă ne naștem la București, trebuie să știm dacă ne naștem la Londra, trebuie să știm dacă ne naștem la Tel Aviv. În funcție, știți că Pământul se învârte în jurul axului propriu și se învârte, are în jurul său zodiacul. Zodiacul este o bandă rotundă cu toate cele 12 zori. În funcție de cum se mișcă Pământul în jurul axului propriu și prin feliile acelea din zodiac, la est, în momentul în care noi ne naștem, cum am eu o vorbă să ne imaginăm, mama noastră își trage sufletul după ce ne naște și iese puțin pe balconul spitalului și se uită la est, la orizontul estic. Acolo, dacă se uită, va vedea una dintre cele 12 zori. Pentru că toată lumea mă întreabă, Daniela, dar de ce îți trebuie o oră și loc? Îmi trebuie fus orar și îmi trebuie longitudine și latitudine, pentru că pe Pământ vedem diferit toate părțile astea, toate zorile. Deci trebuie să știm ora și locul. Bineînțeles, mulți îmi veți spune că nu știți ora exactă, dacă pe vremuri oamenii numai la ora exactă nu erau atenți, însă e important și un interval. De ce spun acest lucru? Că de obicei, la modul general, ascendentul urează, se situează undeva între 2 ore și gândiți-vă că avem 24 de ore într-o zi, împărțind la 12 posibilități, avem cam 2 ore pe ascendent. Deși există zodii cu ascensiune mai rapidă sau mai lentă. De exemplu, un ascendent în Scorpion poate să dureze mai mult, un ascendent pe lângă Scorpion la fel, un ascendent în Pești durează mai puțin, un ascendent în Vărsător durează mai puțin. Deci cei care există mai puțin timp pentru cei cu ascendentul în Vărsător și mai mult timp pentru cei cu ascendentul în Scorpion. Dar dacă faci o medie, undeva la 2 ore. Și de cele mai multe ori, dacă te uiți la est, adică la est, estul, orizontul estic îți dă ascendentul, dacă te naști la răsăritul soarelui, întotdeauna vei avea zodia precum ascendentul. Adică dacă te naști când avem zodia Leu, de exemplu, vara, cum suntem acum și cum am trecut în Fecioară, cum am fost, când avem leul,
Dacă te naști undeva, când răsare soarele vara în timpul leului? Undeva pe la 5-6 dimineața. Dacă te vei naște la 5-6 dimineața, vei avea ascendentul tot în leu. Nu știu, primăvara. Dacă ești berbec și te naști undeva în jurul 7-8 dimineața, când răsare soarele atunci, primăvara, înseamnă că ai ascendentul în berbec. După care vom adăuga câte 2 ore sau vom scădea câte 2 ore. Ca de exemplu, acum dacă suntem, să zicem, în plin sezon de fecioară, dacă eu mă nasc cu 2 ore înainte de răsăritul soarelui, s-ar putea să am ascendentul în leu. Dacă mă nasc după 2 ore de la răsăritul soarelui, s-ar putea să am ascendentul în balanță. Deci diferă de la caz la caz, să ne înțelegem. Asta pentru cei care vor să-și calculeze ascendentul. Bineînțeles, există multe variante, multe calculatoare, multe site-uri care îți calculează ascendentul. Însă, o rugăminte, când faceți acest lucru, pentru că m-am confruntat foarte des cu situații în care noi astrologii avem softurile specialiste, site-urile nu știu să corecteze tot timpul, iar voi nu știți despre ce este vorba. Trebuie să fiți atenți dacă pe site-urile respective vi se cere ora de vară sau nu. Pentru că unele calculatoare de ascendent nu fac lucrul acesta automat, iar în România se dă ora. Se dă în continuare și s-a dat în anumiți ani și trebuie să știi dacă în anul în care tu te-ai născut s-a dat ora. Dacă nu s-a dat ora, nu e nicio problemă, poți să intri pe orice program din acesta și nu trebuie să faci o setare specială. Dar asta pe viitor, ca să știți, cel puțin pe anumite site-uri vi se cere. Era oră de vară sau nu era oră de vară? Bun, deci îți trebuie oră sau interval, că de asta vă spuneam, durează cam într-o oră, oră și 2 ore și chiar dacă nu ai o oră exactă, te poți plimba. Bineînțeles, să nu fii undeva la graniță, pentru că o zodie, un ascendent durează 30 de grade. Și dacă tu te naști undeva la gradul 28, vii și îmi spui că ai ora de naștere 3:20 după amiază și acolo e gradul 29 din același ascendent, nu poți să fii 100% convins. Doar dacă scrie doctorul că ești născut la minutul respectiv și ai gradul 29, poți să calculezi ascendentul respectiv. Însă dacă aveți un interval și intervalul ăla jonglează între două posibilități de ascendent, acolo e puțin mai tricky. E mai greu de judecat, trebuie calculat mai mult, trebuie investigat, e de muncă, să zicem. Bineînțeles, dacă ne folosim de astrologia tradițională, putem pleca de la ascendent ca fiind prima casă și tot așa. Deci trebuie să știm oră, loc, bineînțeles, dată, oră și loc, trebuie să știm fus orar și longitudine și latitudine, că în funcție de unde te-ai născut pe această planetă se mișcă acel ascendent, nu avem ce să facem, trebuie să știm acest lucru. Că soarele răsare altfel pe această planetă, că pământul nu este plat, el se învârte, este așa rotund și în funcție de unde se învârte pe pământ localitatea în care tu te-ai născut, răsare altfel soarele, că de aceea există și, bineînțeles, diferențele de fus orar. Dar să recapitulăm, ascendentul este zodia care se află la orizontul estic în momentul nașterii noastre. Asta este definiția matematică, să o înțelegem și să o știm cu toții. Am să vorbim puțin despre miturile pe care voi le auziți în stânga și în dreapta și pe care eu am avut timp să le verific și să mi le demonstrez. Atunci când m-am apucat de astrologie în 2008, am citit și eu acea fază cum că ascendentul devii ascendentul la 30 de ani. Nu. Ascendentul, tu nu devii ascendent la 30 de ani, ci ascendentul se manifestă încă din momentul nașterii. De când iese copilul din burtica mamei și, apropo, ora de naștere e stabilită, ori cu doctorul, ori mama, depinde de la caz la caz, ori că mama naște prin cezariană, ori că naște natural. Există multe variante, cum că dacă te naști prin cezariană, e ceva acolo și nu e ascendentul bun, e adevărat. Primul moment în care, prima inspirație, momentul în care ești de acolo, fie că este natural, fie că este prin cezariană, fie că e o naștere ușoară, fie că nu e o naștere ușoară, acela este ascendentul. Că dacă stăm să ne complicăm, să căutăm când ar fi născut, dar de ce a născut, ne pierdem în detalii și ne ducem într-o zonă destul de fatalistă din perspectiva mea. Ci trebuie să fim cât mai practici. Atunci s-a născut, acela este ascendentul. De acolo pornește toată astrograma. Și varianta aceea, acum că devenim ascendent la 30 de ani, este falsă din perspectiva mea. Ascendentul suntem din naștere, de atunci inspirăm prima energie, aceea pe care noi o vedem la est, la orizontul estic în momentul nașterii noastre, la ora nașterii noastre. Deci din primele zile, noi ne creăm acest ascendent. Ce este ascendentul, dacă e să vorbim metaforic? Este partea noastră exterioară. Dacă vorbim de soare, de zodie, reprezintă nucleul, partea conștientă, ce știi tu cel mai ușor despre tine, lună care arată partea inconștientă, ce simțim noi în primii ani de viață, ascendentul este masca exterioară, este cum ne construim pentru a face contact cu tot ceea ce înseamnă social.
Când spun mască, nu vă gândiți că este o mască mincinoasă sau că este o păcăleală, ci pur și simplu încă din momentul nașterii tu înveți să reacționezi față de doctor, față de mamă, față de rude, față de educator, față de copii, față de prieteni. E efectiv ce văd oamenii la tine. Ascendentul ține mult și de aparența fizică, de cum te percep ceilalți, trăsături fizice, caracteristici. Ascendentul ține mult la ceea ce simt ei. Cred că nu deseori vi s-a întâmplat să știți că sunteți o zodie, dar oamenii să vă vadă altfel. Da, pentru că întotdeauna în interacțiunea cu un om, un om pe care nu l-ai mai văzut, prima dată vezi ascendentul. Când te întâlnești cu el, când ai o întâlnire, de exemplu, vrei să intri într-o relație și cunoști un posibil partener și ești cu el în oraș, să nu încerci să ghicezi zodia, pentru că niciodată nu va fi relevată zodia. Doar dacă este născut la răsăritul soarelui. Atunci, da, și zodia și ascendentul sunt în aceeași zodie, să ne înțelegem. Însă, dacă nu știi lucrul acesta și nu știi ora, la prima întâlnire să nu încerci să ghicezi zodia. Întotdeauna, la prima întâlnire apare ascendentul. Este ceea ce se vede prima dată, ceea ce construim noi de-a lungul vieții, ceea ce construim din momentul nașterii până la 30 de ani călat. Nu devenim la 30 de ani ascendentul. Ascendentul este pe moaca noastră din naștere, de când e copil. Părintele, dacă e atent la copilul lui, își dă seama că își construiește o lume, că se modelează într-un fel. Deci ascendentul, când ne uităm la un, ne uităm fizic, dar ne uităm și la prima impresie. Întotdeauna prima impresie, știm, prima impresie este cea care contează. Da, ascendentul nostru este cel care contează. Că după câteva întâlniri, după ce ai cunoscut omul și ai simțit ascendentul, e reacția pe care el ți-o transmite. Dar atenție, e în funcție și de ascendentul meu. Că reacția pe care o am eu la ascendentul tău nu o să o aibă și altă persoană. Depinde de la caz la caz. Deci, în prima fază vom întâlni ascendentul. Ce simțim, ce vedem, cum ni se pare. După câteva întâlniri cu persoana respectivă, fie că e în sfera amoroasă sau în cea profesională, ajungem, domnule, și la zodie. Ajungem la nucleu. Ne dăm seama cum este persoana de obicei. Și sunt cazuri când ascendentul este opus zodiei, soarelui. Ca de exemplu, avem o persoană cu un ascendent în balanță, mi se pare caldă, diplomată, cu un simț estetic, se îmbracă frumos. Nu te simți amenințat cu absolut nimic la un ascendent în balanță. O persoană din aceasta corectă, care luptă pentru drepturi egale, care ține foarte mult la spiritul justițiar, ți-e plăcută. E, dacă te-o cunoști mai mult, ajungi la partea de berbec și ai o reacție. Zici, asta e puțin. Că îmi pare atât de calm și de drăguț și de simpatic și dintr-o dată ești berbec, așa, ești plin de viață, ești energic, încăpățânat și agresiv. De-aia e foarte important să nu judecăm persoana după prima impresie. Da, așa s-a construit. Pentru că, da, poate berbecul din persoana respectivă a învățat de-a lungul vieții că dacă vrea să reușească ceva, trebuie să-și construiască o fațadă. Atenție, fațada nu e mincinoasă. Atrag atenția la lucrul ăsta, că de multe ori am auzit această poveste. Deci ascendentul este modul în care te percep fizic, dar și prima impresie. Ce simți tu când vezi persoana respectivă? E modul în care se construiește. Că atunci când te naști, tu primești o bază. Dar tu îți construiești casa vieții tale, viața ta. Și ți-o construiești în funcție de ce ți oferă mediul exterior. Pentru că ascendentul depinde mult de țara unde te naști, de orașul unde te naști, de familia în care te naști și de mediul în care te dezvolți. Una este ascendentul vărsător în România, una este ascendentul vărsător într-o altă țară. Aceleași caracteristici generale legate de ascendentul vărsător, dar altfel se vor raporta românii la un ascendent vărsător, altfel se vor raporta, nu știu, britanicii, francezii sau ce mai vreți voi. Deci, întotdeauna, modul în care ne construim în exterior depinde de foarte mulți factori. Fie că e țară, fie că e oraș, fie că e familie. De-aia contează mult familia și educația, pentru că ascendentul, tu te naști cu el. Aia respiri prima dată, inspiri. Dar pe urmă vezi ce ți oferă mediul înconjurător ca să poți să-ți faci o construcție, o mască exterioară cât mai puternică. Deci când vă întâlniți cu o persoană, întotdeauna să știți că este vorba de ascendent. Și dacă îi cunoașteți ascendentul, și mai bine că o să vă dați seama de diferența. De diferența între cum se vede și cum este de fapt. Acum depinde de la caz la caz dacă, nu știu, ascendentul este într-un semn de aer și soarele este într-un semn de apă, de exemplu. De exemplu, ascendentul este în gemeni și soarele este în rac. E o diferență mare, pentru că atunci când vezi o persoană cu ascendentul în gemeni, o vezi foarte mișcată, foarte agitată, tot timpul spune lucruri, dar dacă ajungi să cunoști persoana respectivă, să vezi că este rac, e mai sensibilă, e familistă. Și dacă mai are și o lună în pești, sensibilitatea e foarte ascunsă, foarte înglobată, n-ai de unde să-ți dai seama că e așa învățat să fie la exterior, gemeni. Dacă așa învățat să fie, așa va fi.
Deci ascendentul este prezent încă din momentul nașterii. Se spune chestia asta cu ascendentul la 30 de ani pentru că noi la 29 de ani avem prima întoarcere lui Saturn care ne arată primele limite. Sau ne arată ce am construit până la 30 de ani. Ba nu, la 30 de ani ne dăm seama de cum ne-am născut și cum ne-am crescut. Că ascendentul este ce ai făcut tu cu ceea ce ai primit din spate. Odată când te-ai născut, dar și de la mediul exterior. Și abia atunci devenim conștienți de cine sunt eu, de ce fac eu, de cum mă văd ceilalți, de toată zona aceasta. Deci da, putem deveni mai conștienți de ascendent, dar nu devenim ascendentul. Și dacă e să ne uităm într-o astrogramă personală, să știți că noi vă punem să vă uitați și la soare și la ascendent, însă atunci când facem previziunile, le facem mai degrabă după ascendent, pentru că ascendentul reprezintă într-o astrogramă casa întâi. Casa întâi de ascendentul este kilometru zero al astrogramei. Dacă ați auzit, într-o astrogramă personală există case, există cele 12 case, cele 12 domenii destul de importante și ascendentul este prima casă. Prima casă, dacă vreți să vă gândiți la, nu știu, la astrogramă natală ca la un guvern, prima casă este cabinetul primului ministru. De acolo se iau deciziile, de acolo sunt direcționați oamenii. Și prima casă, începând de la ascendent, de când te-ai născut, de acolo se schimbă toată viața. Este casa personalității, este casa exteriorului, este casa experienței tale de viață, este casa, dacă vrei, și a relației cu propriul corp. Pentru că prin casa întâi, când trec planete în tranzit, întotdeauna se întâmplă ceva și din punct de vedere corporal. Jupiter poate să te îngrașe din diverse motive, Jupiter poate să te slăbească sau să-ți arate anumite limite. Vorbim aici de planetele mai lente, că planetele rapide, cele personale, Venus-Marte, nu au așa un efect extraordinar asupra casei întâi. Da, dacă strece un Marte prin casa întâi, prin ascendent, te energizează puțin, dar nu face atât de multe efecte precum nu are atât de multe efecte precum are Saturn, de exemplu, pentru că Saturn e lent și te ține acolo și ți arată foarte multe legate de casa întâi. Deci, în momentul în care întâlniți o persoană, acolo se vede ascendentul, iar ascendentul nu devenim ascendent la 30 de ani, suntem ascendent din momentul nașterii. Adevărat că la 30 ne maturizăm, nu mai suntem pe pilot automat. Din punct de vedere astrologic și cred că și psihologic, la 29-30 de ani nu mai suntem pe pilot automat, ne dăm seama că nu suntem pe cont propriu și că trebuie să avem grijă ce facem de acum încolo cu viața noastră și majoritatea oamenilor la 29-30 de ani își dau seama că, nu știu, trebuie să schimbe ceva cu adevărat sau să treacă la următorul nivel. Că atunci când avem întoarcerea lui Saturn, este ca și cum am avea un ex temporal, prima teză adevărată din viața noastră și ne arată Saturn. Măi, mai merge sau nu mai merge sau trebuie să schimb ceva. Și ascendentul ține foarte mult de modul în care ne construim. Vedeți voi, e un mare instrument ascendentul dacă știm să-l folosim. În prima fază s-ar putea ca mulți dintre noi să ne supărăm că ceilalți ne văd diferit față de cum suntem, dar dacă știm să-l integrăm, ne ajută mult. Și este oarecum și filtrul nostru către viață, că dacă, de exemplu, ai un ascendent în berbec, întotdeauna ceea ce se va întâmpla în viața ta, tu vei face sub acest ascendent, pe repede înainte, într-un mod mai agresiv, într-un mod mai competitiv. Dacă ai un ascendent în vărsător, vei dori foarte multă independență, vei dori să nu aparții celorlalți, vei dori să faci lucrurile mai nonconformist. Dacă ai un ascendent în pești, ești foarte sensibil, foarte fragil, deci sunt multe, multe, multe componente, dar atâta din punctul meu de vedere nu mai trebuie să gândiți că sunteți ascendent. O să vă fac așa, începusem deja să vă dau niște direcții pentru fiecare dintre posibilitățile de ascendent, o să vă spun la fiecare două, trei cuvinte cheie ca să vă dați seama când întâlniți o persoană cu un ascendent sau când voi aveți un ascendent acolo și să încercați să nu mai judecați. Bine, sunt situații când efectiv, de exemplu, un ascendent în Scorpion, fie îl urăști din prima, fie îl iubești din prima, fără nicio explicație, îți transmite ceva. Deci să nu mai judecăm în funcție de aparență. Știm că prima imagine contează, dar prima imagine este un construct, de fapt. Este absolut un construct. Și o să începem să vă dau așa mici detalii despre fiecare ascendent, de la berbec la pești, foarte puțin, ca să vă dați seama despre oamenii respectivi. Și o să începem, bineînțeles, cu ascendentul în berbec. Întotdeauna un ascendent în berbec, încă de prima parte a vieții, poți să ai un copil pește. Dacă l-ai născut la o oră unde era ascendentul în berbec, adică puțin după răsăritul soarelui, că este următoarea zodie după pești, ce se întâmplă? Vei avea un copil, vei avea impresia că nu poți să-l stăpânești. Omul cu ascendentul în berbec e foarte energic, vrea să se miște, e exploziv, impulsiv, încăpățânat, dar tot timpul vrea lucruri, e neobosit, are foarte multă energie. O persoană cu un ascendent în berbec, dacă tu nu ai berbec în astrogramă, s-ar putea să te obosească la prima vedere extraordinar
extraordinar de mult. Și bineînțeles, când îți faci o înfățișare din aceasta de berbec, contează mult partea exterioară, adică să-i vezi ceva, să-i vezi, nu știu, o cicatrice pe față sau, nu știu, în alte zone, să o vezi din prima, pentru că un ascendent în berbec tot timpul va avea anumite detalii care să iasă în evidență, pe care tu să le vezi. Atunci când avem de a face cu un ascendent în taur, știți că persoanele cu ascendentul în taur ni se par lente, molcome, foarte liniștite, bineînțeles cu o nevoie de confort. Chiar dacă persoana respectivă în sinea sa este berbec, dar la prima vedere zice, ce persoană blândă, liniștită, calmă, uite, are un simț estetic, e foarte confortabilă, mai leneșă pe aici, pe acolo, ni se pare. Nu înseamnă că așa este, este prima fază, pentru că o persoană cu ascendentul în taur a învățat de-a lungul vieții să-și construiască o fațadă care să exprime nevoia de confort și de siguranță. Și tu știi când vei interacționa cu asemenea persoană că nu poți să faci lucrurile pe repede înainte, pentru că nu își permite să facă lucrurile acestea. Constructul său este unul pas cu pas. Deci la un ascendent în gemeni, vă spuneam mai devreme despre acest ascendent. Ce se întâmplă când avem oamenii cu ascendentul în gemeni? Se schimbă. De ce? Pentru că de-a lungul vieții au avut evenimente, parte de evenimente, să ne înțelegem, la care au fost obligați, nu știu, să treacă prin ele. Și ei învață să-și construiască ceva care să se adapteze de la situație la situație. Pot fi mai copilăroși, pot fi mai joviali, astăzi, nu știu cum să spun, să se implice într-o pasiune, mâine să se implice într-o altă pasiune și tot timpul au această figură de oameni glumeți, de viață. Îi simți așa foarte... În prima fază, un ascendent în gemeni poate să pară și foarte superficial, dar nu e neapărat superficial, ci are nevoie să își facă acel construct, să aibă mai multe părticele, pentru că în viață așa a fost obligat să se construiască, să se asculte și varianta aia și varianta cealaltă. Deci când mai întâlniți o persoană cu ascendent în gemeni, așa veți vedea o oarecare exuberanță în comportament. Trecem la un ascendent în rac. O persoană cu ascendentul în rac, să știți că poate să pară foarte caldă, foarte blândă, foarte liniștită, dar foarte sensibilă. Și atunci când avem cu un ascendent în rac, să știți că somatizează foarte ușor, pentru că ascendentul ține de corp, o persoană cu ascendentul în rac somatizează. Și întotdeauna când observi un ascendent în rac, vezi relația cu mâncarea sau vezi ura pe care o are pentru mâncare. Și bineînțeles, are nevoie de multe îmbrățișări, de multă căldură, de foarte multă atenție, indiferent dacă persoana respectivă, să știți, poate să fie un capricorn în spate. Dar prima impresie pe care ți-o lasă este că vrea să o îmbrățișezi pe cea persoană și poate să pară foarte grijulie. Când acționezi cu o persoană cu ascendentul în rac, se pare este că e precum o mică, are multă energie din aceasta care te face să te simți bine. Deci la un ascendent în leu, acesta poate fi foarte ușor remarcat, adică să faci diferența. De ce? Pentru că oamenii cu ascendentul în leu sunt, par impunător, par încrezător, par mai stăpân pe sine. Întotdeauna un ascendent în leu își construiește din asta o fasadă de Oscar, cum zic eu, și atât bărbații cât și femeile pun preț pe înfățișare. Întotdeauna un ascendent în leu va avea mare grijă la look. Chiar dacă persoana respectivă în sinea sa, de exemplu, este o fecioară mai liniștită, mai muncitoare, dar prima imagine, să ne înțelegem, este cea a leului. Întotdeauna o persoană cu ascendentul în leu convinge, vinde. Întotdeauna convinge și o să observați un mers. La bărbați merg așa foarte încrezător în sine, iar femeile au tot felul de gesturi. Să-ți arate bijuteriile, să-ți arate cum s-a coafat. Și bineînțeles, o persoană întotdeauna a observat acest lucru. Există o tendință să creadă lumea așa ceva. Pare arogantă o persoană cu ascendentul în leu. Pare foarte vanitoasă, foarte plină de sine. Doar pentru că are nevoia aceasta de a primi atenție și are nevoia ca tu să știi că are foarte mare încredere în sine. Așa a învățat să se construiască și așa se va construi. Deci la un ascendent în fecioară. Un ascendent în fecioară, când vei observa o persoană cu un ascendent în fecioară, în primul rând îi vei vedea natura aceasta foarte preocupată de cât de sănătoasă este, dacă a mâncat bine, dacă n-a mâncat bine. Și un ascendent în fecioară pune și acesta preț pe imagine, vrea ca hainele să fie foarte îngrijite, foarte curate, efectiv ține la ordine, la disciplină, chiar dacă, să știți că un ascendent în fecioară în spate s-ar putea să aibă, de exemplu, un soare în berbec. Deci la prima dată ți se pare că, ce pretențioasă este, ce analitică, și când acolo e un berbec foarte activ și nu dă doi bani pe lucrurile astea. Dar așa a învățat de-a lungul vieții să se construiască. Și am observat la un ascendent în fecioară că este neîncrezător. Dacă ascendentul în leu este foarte flamboiant la prima vedere, o persoană cu ascendent în fecioară, chiar dacă este leu, dar dacă are un ascendent în fecioară, e neîncrezătoare și tot timpul îți va pune multe întrebări și te va bloca, tocmai pentru că are nevoie de această siguranță a fecioarei, de a pune totul într-un tabel cât mai matematic.
trecem la un accident în balanță, persoanele acestea au un simț estetic extraordinar, nu trebuie să fie neapărat după reviste, dar știu să-mi bine hăinuțele, bijuteriile, domnii la fel au un simț din acesta finuț de a se îmbrăca și sunt diplomați, pot fi considerați și puțin lingușitori pentru că vor ca prima impresie, pentru ei contează prima impresie și își dau seama că atragi mai multe muște cu miere, cum se zice, decât cu altceva, să ne înțelegem. Și întotdeauna o persoană cu ascendent în balanță îți va zâmbi, îți va zice pe plac, nu o să fie agresiv, nu o să fie din acesta stențe, pe chiar dacă în spate este un berbec, să ne înțelegem. Dar la prima vedere așa a fost învățat. Și un ascendent în balanță, încă din primii ani de viață, nu știu, părinții sunt atenți la cum se îmbracă, mediul exterior este foarte, nu știu, pregătit din acest punct de vedere, mobila, totul. De ce? Pentru că atunci când ai ascendent în balanță, vrei ca totul în jurul tău să arate așa cât mai frumos, să fie cât mai bine, să te facă să te simți bine. Că despre asta vorbește un ascendent în balanță. Am mai trecem la un ascendent în scorpion. Ei, ascendentul în scorpion, ce vă spuneam mai devreme, întotdeauna o persoană cu un ascendent în scorpion, ori o iubești din prima, ori o urăști din prima. De ce? Pentru că un ascendent în scorpion, de-a lungul vieții a trecut prin evenimente, a trebuit să o ia de la zero. Întotdeauna o persoană cu un ascendent în scorpion nu are o viață liniară sau cât de cât. Are precum saturația aceea de oxigen, când sus, când jos, când trebuie să construiască, reconstruiască. Fie că au fost momente, nu știu, marcante în timpul vieții, în familie, de exemplu, fie că au probleme de sănătate grave, fie că au luat-o de la zero în anumite momente. Și un ascendent în scorpion își construiește așa un scut. Un scut, chiar dacă persoana respectivă, să ne înțelegem, poate să fie săgetător. Dar dacă are un ascendent în scorpion, au ca un scanner. În momentul în care interacționezi cu ei și îi vezi prima dată, nu prea îți dai seama în ce zone se mișcă, nu prea transpiră, nu prea lasă. De ce? Pentru că știe să disimuleze foarte bine. Viața i-a învățat pe acești oameni că ei trebuie să nu arate din prima, că ei trebuie să țină în ei și că doar când o persoană a trecut foarte multe teste, atenție, că atunci când vrei să intri în viața unei persoane cu ascendentul în scorpion, durează mult până ajungi la nucleu, până la zodie, pentru că te trece prin multe, multe, multe teste ca să aibă încredere și ca să se poată, cum să vă spun, să fie acolo implicat, să te lase și pe tine să te implici. Bineînțeles, un ascendent în scorpion are și partea aceasta de atracție, de magnetism. Nu trebuie să fie iarăși după reviste, dar are tot timpul un chelcășoz, o carismă aparte și influențează. O persoană cu un ascendent în scorpion e convingătoare, nu la modul unui berbec, la modul unui leu, ci prin anumite știe care sunt vulnerabilitățile omului și știe despre ce să vorbească ca să-i asigure. Și mor normal când vezi cu o asemenea persoană cum vorbește așa, ai încredere și te duci, o urmezi. Chiar dacă e ceva acolo ce nu știi ce se întâmplă. Deci un ascendent în scorpion trebuie să se pună tot timpul în valoare. Fie într-un mod mai demonstrativ, partea de sexualitate să-și o expună, fie într-un mod mai ascuns, să-i atragă pe ceilalți prin mister. Trecem la un ascendent în săgetători. Există un mit din acesta, acum că oamenii cu ascendentul săgetător sunt înalți, sunt slabi, sunt așa, cum spuneam noi pe vremuri, ca baline. Așa. Ei bine, nu, poți să fii și mai mic întotdeauna, să nu vă gândiți că dacă unul este super înalt, gata, e ascendentul săgetător. E cea mai mare prostie, un ascendent în săgetător poate să aibă multe variante. Dar ce e de remarcat la acești oameni? Fațada lor este una energică, ei tot timpul trebuie să miște, trebuie tot timpul să călătorească și când îi vezi se par așa înțelepți, învățați, te duci la ei să te învețe lucruri, să-ți spună chestii și bineînțeles să-i întrebi ce e corect, ce nu e corect. Un ascendent în oamenii cu ascendentul în săgetător, chiar dacă sunt mai mici, chiar dacă sunt mai mari, se impun prin statura lor. Efectiv, când îl cunoști, se impune într-un fel sau altul și ți se par niște profesori, niște ghizi că au trecut în viață, că știu lucruri. Și sunt petrecăreți, să știți. Adică mulți dintre bărbații cu un ascendentul în săgetător țin foarte mult să facă sport, să arate bine. Femeile la fel vor să schimbe tot felul de tendințe. Au nevoia aceasta de a fi mai mult, mai mult, mai sus, mai sus. Un ascendent în săgetător poți vedea oamenii aceștia și își construiesc în funcție de viața lor pe care au avut-o, își construiesc un soi de templu exterior. Când vezi o persoană cu un ascendent în săgetător, ai să vezi o persoană credincioasă. O persoană care ține foarte mult la tot ce înseamnă religie, la toată partea aceasta. Fie că este religia în care s-a născut, fie că găsește o altă religie sau nu, întotdeauna va avea și interese de acest gen. Să trecem la ascendentul în Capricorn. Tendința pe vremuri era să zici că dacă e un om slab, foarte osos, care albește repede, care rămâne fără păr, care, mă rog, ăla e ascendentul în Capricorn. Nu mai e chiar așa, dar întotdeauna când observi un ascendent în Capricorn, o să-i observi această componentă osoasă, mult mai pronunțată,
pomeții, mult mai pronunțați încheieturile. Întotdeauna, oamenii cu ascendentul în Capricorn par bătrân când sunt mici și par tineri când cresc. La ei timpul curge altfel. Și să știți că dacă vedeți o persoană care dintr-o dată întinerește după 30 și 40 de ani, întotdeauna are o componentă capricornică, deci Capricornul este guvernat de Saturn. Iar oamenii cu ascendentul în Capricorn încă de mici au probleme, nu știu, cu dinții, cu oasele, cu pielea, cu părul, toată partea aceasta. Capricornul îți arată limitele exterioare mai ales. O persoană cu ascendentul în Capricorn, fiecare 15 ani, pare mai matură decât oricare altă persoană cu ascendentul în Capricorn. Își asumă multe lucruri de mici și își învață să-și construiască această fațadă ca fiind una a unui om matur, a unui bunic, de exemplu. Un ascendent în Capricorn nu o să vezi pic de emoție acolo. Pic de emoție și dacă, de exemplu, vei cunoaște un pești cu ascendentul în Capricorn, inițial ți se va părea că este foarte rece. Că nu există, domnule, omul ăla este doar interesat, este doar oportunist și nu are emoție, nu-i pasă, e bine, nu. Așa a învățat de-a lungul vieții că trebuie să se construiască, că dacă nu se construiește așa, devine vulnerabil, iar oamenii ceilalți nu știu cum să se comporte și sigur va suferi. Deci întotdeauna un ascendent în Capricorn și bineînțeles, da, există o tendință să fie mai slăbuți, să fie percepuți altfel fizic. Deci la un ascendent în Vărsător, întotdeauna unii cu ascendentul în Vărsător ți se par ieșiți din schemă, încă de mici. Nu fac așa ca toată lumea din fața blocului, nu fac așa ca toată lumea de la școală, nu vrea să respecte ordine, el își construiește. De ce? Pentru că poate s-a născut undeva unde sunt prea multe limitări și este atât de sătul de acele limitări încât de-a lungul vieții încearcă să-și construiască un mod evitant. Nu mai vrei, plec. Întotdeauna o persoană cu ascendent în Vărsător îți pare sociabilă, prietenoasă, știi din ce cauză, că nu te judecă. Că știe ce înseamnă să fii judecat în copilărie și să primești foarte multe limitări și când crește, când se construiește mai mult, zice, petarlaua mea, eu îi accept pe toți, sunt tolerant, vorbesc și cu ea și cu ea, fie că ești dintr-o minoritate, fie că ești dintr-o altă grupare, nu contează. Un ascendent în Vărsător e foarte volubil, foarte sociabil, foarte prietenos, foarte tolerant, chiar dacă, să știi. Poate ascendentul ăla în Vărsătoare are în spate un taur. El, în fond, poate să fie foarte conservator, dar și-a construit o mască, sătul de ce a trecut poate în prima parte a vieții, astfel încât eu vă accept pe toți. Că pe mine nu m-au acceptat când eram mic, că m-am născut poate într-o familie cu care mi-au impus anumite reguli și întotdeauna un ascendent în Vărsătoare așa se va simți. Doamne, musai de pe altă planetă, poate și prin modul de a se îmbrăca. Să știți că femeile cu ascendentul în Vărsător nu vor să urmeze trenduri, tot timpul vor să combine culori și alte chestii. Un bărbat, tot așa cu un ascendent în Vărsător, pare prietenos, pare liniștit, iarăși pare că nu are emoții și pare că nu vrea să-și asume. Pe de altă parte, când ai un ascendent în Vărsător, oamenii aceștia știu cât de greu e să-ți asumi ceva, nu știu, o relație, emoții. Și întotdeauna când vezi o persoană mai nonconformistă la prima vedere, ăla este un ascendent în Vărsător. Să trecem la un ascendent în Pești. Întotdeauna oamenii cu ascendentul în Pești au un aer din acesta confuz, par sensibil, par nesigur pe ei, fragili. Mai ales femeile cu ascendentul în Pești sunt acele femei clasice, diafane, din povești, din romane. Și un bărbat cu ascendent în Pești, chiar dacă nu-i simți bine emoțiile, însă te învârte așa puțin, pentru că ascendentul în Pești ține, a învățat de-a lungul vieții că trebuie să se adapteze. Întotdeauna o persoană cu ascendent în Pești, fie a fost expus în copilărie la anumite activități recreative, artistice, culturale, sau a văzut ce înseamnă să fii bolnav, sau a văzut ce înseamnă să suferi, și întotdeauna un ascendent în Pești, mai ales la partea exterioară, atrage tot felul de personalități. Și mai mult, un ascendent în Pești, să știți că este precum un burețel. Somatizează foarte mult, am observat acest lucru, și întotdeauna le spun oamenilor cu ascendent în Pești, sunt cei mai predispuși la dependențe. Pentru că peștii creează o dependență afectivă, se lipesc, fac o simbioză și când ai un ascendent în Pești, chiar dacă tu poate ești berbec, ești foarte predispus să se lipească totul de tine. Și bineînțeles, peștii au legătură și cu oamenii care au probleme, pentru că peștii vor să salveze pe oamenii care au probleme ca să se salveze și ei pe sine. Veți observa ascendentul în Pești că este mai misterios, mai liniștit, mai adulmec, așa. Sunt destul de în lumea lor. Sunt misterioși, nu știi cum s-au construit. Adică gândiți-vă ca o construcție, un fel de jeleu. Și nu prea știi ce e cu ei, cum ei. Trebuie doar să-i cunoști mai mult, să-ți dai seama unde au soarele, să spunem așa.
Dar să știți că așinentul pe somatizează mult, mai ales din punct de vedere emoțional. Deci ar trebui să aibă puțin mai mare grijă la tot ce înseamnă sănătate și la excese. Pentru că peștii, așinentul în pești, să te simți bine, ori mănânci mult, ori bei mult, ori consumi alte lucruri mult. Deci puțină grijă acolo. Deci sper că v-a plăcut această emisiune. Sper că v-am făcut să vă dați seama cât de important este ascendentul, că este fațada, că nu trebuie să învinovățim pe nimeni pentru fațada respectivă, pentru că așa a învățat să se construiască plecând din primii ani de viață. Sper să nu mai credeți că ascendentul devii ascendent la 30 de ani, ascendent ești încă din naștere. Noi când facem tranzitele ne raportăm la ascendent, dar cei care nu-și cunosc ora de naștere, bineînțeles, apelăm și la poziția soarelui. Și da, avem o sfântă treime în astrologie, avem zodia, avem ascendentul și avem luna. Deci multe, multe, multe informații. Sper să vă priască emisiunea și să ne vedem cu drag la următoarele.